cred că e foarte important să vorbim despre bani și sex, pentru că sunt, fac parte din nevoile umane de bază, practic, da? Sexul e o nevoie de bază umană, ok? Iar banii se duce în zona aia de hrană, de acoperiș, deasupra capului, deci interpretarea pe care o face psihicul nostru e tot de nevoie umană de bază. Scade interesul pentru actul în sine, scade spiritualitatea, scade dragostea, cantitatea de dragoste liberă în atmosferă? Ce se întâmplă? Cred că e o confuzie cu privire la energia masculină și feminină. Sunt foarte multe discuții de gender type, de exemplu, da? Pe vremea noastră era clar că bărbatul trebuie să se comporte ca un bărbat, deci, prin urmare, unul dintre actele vânătorii este să găsească o parteneră, dar în ziua de astăzi nu mai există acea noțiune concretă.